Bună ziua, numele meu este Adelina Popescu și sunt Data Analyst la BT Provider. Astăzi o să vă arăt cum putem crea un grafic de tip seismogramă în Tableau. Acest tip de grafic este o modalitate excelentă de a vizualiza schimbările în timp și este foarte eficient atunci când există variații mari în setul de date. Pentru aceasta, noi ne-am conectat deja la baza de date Superstore oferită de Tableau. Și primul lucru pe care o să-l facem este să creăm un nou câmp calculat pe care îl vom numi negative cells cu formula minus cells. În continuare vom aduce order date pe coloane și ne dorim să-l vizualizăm la nivel de an și lună. Putem să scoatem quarter-ul. Urmează să aducem measure values pe rânduri și să păstrăm doar câmpul cells și câmpul negative cells, astfel încât celelalte le putem elimina. Vom aduce measure names pe path, cells pe culoare și de asemenea vom aduce cells și în tooltip, astfel încât atunci când mergem cu mouse-ul pe zona de grafic, se vor afișa vânzările din luna respectivă. Ne dorim să vizualizăm acest grafic entire view și cu ajutorul acestui grafic este foarte ușor să vedem care este cea mai productivă și cea mai neproductivă lună din setul de date în ceea ce privește vânzările, astfel încât verdele cel mai închis la culoare reprezintă cea mai bună lună, în cazul nostru noiembrie 2019, iar cea mai puțin bună lună o reprezintă luna februarie din anul 2016. De asemenea, acest tip de grafic scoate în evidență variațiile din setul nostru de date și este foarte ușor să comparăm și de asemenea să vedem și un trend în ceea ce privește indicatorul și durata de timp. Vă mulțumim că ne-ați urmărit și dacă aveți nelămuriri, nu ezitați să ne contactați.